Vine pe turnantă într-o manieră extrem de consistentă și doamna Șoșoacă, hai să urmărim. Șocarii mei iubiți, nu vă impacientați, aveți în lupta voastră un conducător care vă va duce spre victorie. Nimeni și nimic nu ne poate opri, nimeni și nimic nu ne poate învinge, pentru că suntem de neoprit. Și uite totuși că s-a oprit. S-a înțeles un pic greșit, nu zicea șocarii mei, șoșocarii, ăsta e termenul de specialitate de care se întrebuința renumita doamnă. Așa a zis șoșocarii mei? Șoșocarii mei. Dacă vrei, reluăm imaginile. Ia dați încă o dată, dar doar începutul și dacă se poate la un volum redus să nu mai perforeze sufletul de nou, timpul e deja compromis. E tăiat, da, iese. Ia dați. Ia. Șocarii mei iubiți, nu vă impacientați, aveți în lupta voastră un... Nu, cred că e șocari, dar s-a prins doar a doua... Îmi place și asta cu șocari. Șocari mi se pare mai de impact. Dar nu era șucari. Șucari era înainte, nu, s-a și trecut acum, în șocari și poate se va merge în, în șocari. Șocari deci, mi se pare mai de impact. Mai șocari de... Da. De astăzi sunt șucarii de ieri? Sunt șucari, nu, sunt șocari de ieri. Și șoșocarii de ieri nu sunt șucari? Sunt șucarii de alalte, da, asta, așa este. Am da, înțeles. Da, asta e deci rămânem pe parcursul unei săptămâni. În parcursul ăsta, da. Am dacă vis. Poți să-mi spui cea, că n-am, de când a început să-mi curgă sânge din ureche, am pierdut a firul narrativ. Să-și proclame victoria. I s-a a pus, câștigat alegerile. A câștigat pe care? Lupta, în primul rând, în cadrul apartamentului, cadrul casei. I s-a pus brățară omului acelui. Bă, las-o, dracu. Stai, oprește-te. Nu, oprește-te. N-ai ce să mă oprești. Nu, te-ai dus pe pantă greșită. Cineva să-l salveze pe domnul Buzel. Deci a început discuția de la președinția României. Da. Ne-am dus la primăria municipiului București și acum proclamăm victoria într-un apartament. Într-un apartament.